Bună seara, sunt Cristina Țopescu, sunteți la Canal 33, la interviuri neconvenționale. Am în seara asta un invitat pe care nu l-am mai văzut de mult, nici voi nu l-ați mai văzut de mult, din păcate, dar sper să-l vedem în continuare. A intrat așa într-un fel de adormire, nu știu, o să ne spună el. Știu că eu muram de râs, ca să nu zic ce făceam, că făceam pe mine de râs, știți cum se spune pe românește, când îl vedeam la Mondeni, la Prima TV, deci am fost și colegi un timp. Și sper că revine pe micile ecrane. Dragoș Stoica, Dragoș, bine ai venit. Bună seara, cum se spune? I'll be back, you'll be back, da, nu? Telespectatorilor dumneavoastră, cât și invitaților, adică îmi spun. Dar vezi mie că nu vorbim cu dumneavoastră aici, sunt interviuri neconvenționale și noi nu vorbim în viața de toate zilele cu dumneavoastră. Telespectatorilor tăi. Așa, vorbim cum vorbim, cum vorbim noi. Vreau să ajungem, bineînțeles, că o să ajungem și la oile noastre, adică ale tale, la cu oile. Actoria și cu asta. Știi că e un joc, că mi-a ridic fără să... La oile noastre. Era pe vremuri, acum câțiva ani, un joc se chema așa, toate drumurile duc la Gigi. Așa, nu știu, asta nu știam. Dar nu știi? Apropo de oile noastre. Da, da, oile, oile. Este... Da, așa. De exemplu, zi un cuvânt. Eu? Da, orice cuvânt. Câine. Câine? Câine, turmă, câine de pază, oi, păi Gigi Becali. Toate drumurile de la Gigi. Păi de-aia am zis. Pe mine m-au ripilat Gigi Becali la un moment dat, deși ne știm de foarte mult timp și știu că are suflet bun, așa, chiar dacă e el mai dintr-o bucată, ca să mă exprim frumos. Cum zicea el de câini, că la, nu știu ce câine de ăsta, de turmă, l-a enervat și că l-a omorât cu toporul și povestea el. Și, adică are niște ieșiri da, de-astea nu așa. Nu cred da, eu că da, l-a omorât chiar, dar de bătut l-o fi bătut, cine știe. Da, da. Oricum, cu oaia, oaia a fost făcută celebră și de domnul Daia. Ah, cu oaia, da. Daia, nu? Care... Păi de ce e oaia? Daia! Daia e simbol. Dar da, oaia altfel, la oaie... un animal foarte drăguț și folositor oaie... omului. Nu e decât un pas, de pentru că oaia mănâncă frunzele, mănâncă iarba, mănâncă... Păi da, da. Și apropo, dacă tot am ajuns la, de la început, vorbim despre animale, pe mine am auzit interviul tău de la Smart FM pe care l-ai dat Mariei Liliana Oșca. Și m-a surprins, m-a impresionat foarte tare, habar n-aveam că tu de mic ai fost contaminat de iubirea pentru căluți, că tatăl tău a fost inginer agronom. Da, tatăl a fost inginer agronom și avea, cred că deci fiecare... avem ceva în comun cu iubirea pentru da. Căluți din copilărie, da, așa este. De la părinți. Chiar am avut cu ani în urmă, când erai la Prima TV, când eram amândoi la Prima TV, ai avut o emisiune, 70% cred că am vorbit despre căluți. Despre căluți, da. Da. Da, cred că fiecare fermă, fiecare agronom avea în curtea lui, de la tractoare până la animale, vaci, cai, mă rog. Acolo unde lucra tatăl meu, caii erau folosiți, ca să nu consum motorină, pentru că erau tracțiune. Problemă cu motorină. Te urcai în șaretă ca inginer și îți patrulai domeniul, în ghilimele. A, deci nu-i oboseați, asta mă bucură, nu erau nu, pentru tracțiune, nu, să încărcați mai, căruța. Mai căra cu căruța da, cu ei diverse, gunoi. Dar cantități sau... rezonabile. Da, da, nu, nu-ți imagina că rezonabile. Era un cal de la sfrijit așa și, o, păi, sunt și o, deștea, un camion de la de 35 de tone și ăsta săracul să chinuiască. Nu, erau cai, slavă Domnului, slavă Domnului, aveau mâncare, aveau ovăz. Dacă le dădeai o grătă de ovăz pe zi, era o rachetă. Adică da, asta era când eram noi mici. Acum am senzația că nici la țară animalul nu mai e respectat foarte tare și îngrijit, cât așa la, știi, la limită, cât să îi servească omul. Cred că chestia asta cu capitalismul a ajuns până în cel mai întunecos unghi al satului. Adică până și țăranul român are chestia asta, să investească cât mai puțin, dar să scoată cât mai mult. Și atunci să-i dea de mâncare cât mai puțin calului, dar ăla să tragă săracul. Să... Păi tata, ăla nu trage calul meu dacă nu-l hrănești calul meu. Calul se îmbolnăvește mai repede, moare mai repede dacă așa nu-l îngrijești. Bine, adică nu prea înțeleg. Majoritatea din ce am văzut îi lasă pe câmp să pască iarbă, nu să mai... Da, să e așa un fel de lasă-mă să, unii, lasă-mă să te las și față unii, de oameni și față de animale da, și față unii de țin la animalele lor și, cum să spun, au teren, au hectare, pun lucernă și au și mâncare pentru iarnă, pentru căluți. Adică au grijă de ei. Uite-te puțin, câți ani aveai aici? Aici? Da, de ce stai bendeac? Ia uite. Cred că sunt vreo 10 ani. Aici îl făceai pe Becali, cred, nu? Da, da. După da. Aici era la Prima TV, Dan Diaconescu, așa, jucat de colegul meu Mihai și cu mine Becali, da. Da, și tu îl făceai pe Dan Diaconescu? Nu, l-am făcut mai târziu
la Antena 1 și la ProTV. Aici nu am făcut pe Dan Negru. Dar eram mai slab. Celebru costum vărgat al lui Nea Gigi. Era o modă. Da, era o modă la un moment dat cu... E, și Nea Gigi s-a mai îngrășat puțin, s-a mai împlinit. S-a mai îngrășat, a mai îmbătrânit. Da. Evoluăm cu toții. Evoluăm. Eu am o vorbă, dacă nu murim tineri, îmbătrânim. Da, adică e inevitabil. Da, nu? Dacă nu trăim mult, ajunge costumul toată viața. Da. Așa, dar spune-mi, chestia asta cu imitatul, sigur că mă gândesc eu că, în primul rând, trebuie să ai un talent, să ai ceva, că poți să fii un bun actor extraordinar, dar să nu ai talent la așa ceva. Dar ai și multă muncă, adică e așa, trebuie să studiezi, sigur. Acum s-a mai relaxat în piața actoricească televiziunilor, s-a mai relaxat un pic părerea despre imitatori. Genul ăsta, imitatori sau da, genul ăsta. Da, că era așa puțin, știi. Eu mi-aduc aminte că acum 10 ani, dacă jucai într-o telenovelă, erai în plus. După 4-5 ani de zile, toți actorii buni erau în telenovele. Dar la început era o reticență așa. Doamne, eu joc în teatru, eu nu am ce să fac eu să mă prostesc acolo. De asemenea, când ne-au văzut pe noi că Mondenii totuși... a avut un succes nebun. Da, pentru că nebun. A fost un deschizător de drumuri în zona asta. Deci sigur, în perioada aia era un program pe TVR1, mai era pe Național TV, Divertisul lucra pe zona asta. Poate nu la nivelul ăsta... atât de concentrat și de lucrat. Da, avea totuși stiluri diferite. Divertisul avea un stil, voi plus că aici la noi, în Mondenii, toți erau actori. Aveam un regizor profesionist care a terminat facultatea de regie și atunci se lucra în sistem de film. Chiar discutam cu colegii de la Cârcota și în perioada aia și ne spuneam, băi, voi faceți film acolo. Pentru că totul era bibilit. Cadru cu cadru. Sigur, discuții erau. Dom'le, tu nu ești actor, eu am trenat la Particular în 1996, la Hyperion. Da? Și bă, ai trenat la Particular, nu ai trenat la stat, ești praf, nu ești actor. Ești doar imitator, nu știu ce. Mă rog, erau diverse discuții de genul ăsta. Răutățile din brațele, ca în toate brezlele. Da, mi-am făcut treaba, acum nu pot să mulțumesc pe toată lumea. Sunt actori în teatru de 40 de ani, săracii dacă ești pe stradă nu-i cunoaște nimeni și, sincer să fiu, am văzut câteva spectacole cu ei, nu m-au impresionat foarte tare. Da, adică, să zici că, domne, nu cel meu, dar e un actor senzațional. Și-a făcut un ATC-ul și joacă de 40 de ani pe scenă și nu m-am prea impresionat. În meseria asta e vorba totuși și de, tu vorbeai acum despre altceva, despre disponibilitatea de a face, nu știu, de a juca și în telenovele, care de altfel au fost telenovele foarte bine făcute, unele dintre ele la ProTV. Exact. Orice. Dar dincolo de asta e nevoie și de un dram de noroc, dacă nu mai mult de un dram. Șansa. Și cred că asta trebuie cam în orice în viață. Deci, am văzut un interviu, muncă, talent, dar și șansă. Dacă nu... Am văzut un interviu al domnului Gheorghe Dinică, Dumnezeu să-l ierte, cu câțiva ani în urmă și povestea, la TVR1, mi se pare că era la doamna Eugenia Vodă, dacă nu mă înșel, povestea despre anii facultății, când în generația dânsului, pe lângă el mai erau încă 4 sau 5 băieți extrem de buni care nu au avut șansă. S-au pierdut prin țară, pe la teatre. Da, sunt o grămadă întreba, de actori. Care este cheia succesului? Nu știu. E talentul de la Dumnezeu, multă muncă și șansa pe care ți-o dă... Să nimerești niște conjuncturi favorabile, să și știi să prinzi, știi, trenul, să te urci în el, să n-ai rețineri. Dar și unii nu au trenuri, nu pur și simplu. Revenind la întrebarea ta, este talent pe partea asta de a... Trebuie, sunt și niște reguli actoricești. Nu poți să imiți doar atât. Există un cadru, ca și la film, ca și în teatru, sunt niște reguli. Adică nu poți să iei pe stradă să pui să se uite... Băi, nu te uita în camera. Și ăla caută camera. Face domnul Cataramă. Da. Povestea Marius Tucă odată. Zice, domnul Cataramă, nu vă uitați în cameră. Vorbiți cu mine aici. Lăsați camera. Lăsați domnul Tucă pe știu la ce să mă... Partidul Național Liberal încearcă prin propriu... Adică, sunt ăștia care au o doză de narcisism peste măsură, știi? Da. Adică ei să, știi, comunicez cu publicul, să uită în cameră. Și cred că este și talent, este multă muncă. Eu în tot ceea ce am făcut de-a lungul proiectelor, am încercat pe lângă prima mână, personajul îmi dădea niște feedback-uri, pe lângă prima mână încercam să-i mai găsesc și alte caracteristici. Adică să nu fie doar de suprafață. Să dau de mâinca. Adică, doamne, cum gândește ăla? Țipă, când țipă? Țipă ce țipă și după aia se calmează. Sunt personaje pe care le-am descoperit care n-au putere, dar asta de-a lungul timpului. N-au puterea celorlalte personaje. De exemplu, între domnul Iliescu și Cristoiu, domnul Iliescu are putere, chiar dacă este în vârstă. Pentru că el pune lucrurile la punct, orice ar fi. Domnul Cristian, mai așa, să vedem ce... Da, nu, iertați-mă, pun și o întrebare, vezi, doamne, nu ne băgăm, eu așa cred că... Adică, unul este
prin învăluire, celălalt bate în retragere. Da, nu, clar că trebuie nu să... Nu e un personaj foarte puternic. El, într-un context anume, când ai colegi care joacă alte personaje și ți-l ridică, el sigur că el devine un element extrem de comic. Prin modul în care se adresează, prin viclenia pe care o afișează în întrebări. Adică el devine un personaj mustos. De exemplu, personajul Becali. Foarte mustos, cel mai mustos, cred. Becali poate să facă orice, el are voie să facă orice. De ce? Pentru că el răspunde, doamne, dar de ce ai făcut asta? De ce? O dată că am vrut eu și a doua oară că așa trebuie. M-ați înțeles? Și cu asta, basta. Și încheie subiectul. Deci, n-ai... Sunt personaje care sunt extrem de puternice și atunci le-am tot căutat să le îmbrac. Doamne, cum? Odată l-am văzut pe domnul Becali, mâncase ceva și a sughițat sau a râgâit, știi? Și, iertați-mă, a mâncat niște brânză. E, sughițul ăsta, dacă îl bagi brânză, într-o poveste pe care o are și l-a băgat de două, trei ori, prinde. Zice, da, bă, ăla e. Îi dă un firesc. Până la urmă, cred că în toate personajele, altele scrise de acum 100 de ani de dramaturgi, sau în personajele pe care le interpretăm văzând cei la televizor sau pe piața politică, pe scena politică, până la urmă, în toate trebuie să fie adevărat. Dacă nu ești firesc și nu-i dai dreptate personajului pe care îl faci, până la urmă, cred că asta e cheia. Multă lume mi-a spus, zice, bă, dar tu le faci mai bine decât sunt. Bă, nici nu poți să-mi bagi joc de ei. Nu-i normal, adică bun, ok, sunt persoane publice. Le parodiem. Sunt mai bine decât sunt. Adică le surprinzi exact, cum să spună, personalitatea. Eu de orice fel ar fi ce... Spectatorul, până la urmă, dă nota. Da, e un juriu. Asta, ai luat patru de da, mergi mai departe. Cineva scria la un moment dat, acum ceva timp, că pe personajul Gigi Becali l-am făcut mai bun decât e. Dom'le, așa l-am văzut eu. Da? Până la urmă, eu nu mi-am... să spun, eu nu mi-am propus să-mi asasinez personajele, să fiu să le ironizez atât de tare încât să fiecare e cum e, încerc să mă duc către ele atât cât pot. Da, cred că trebuie, spunem dacă mă înșel, cred că trebuie să aibă personajele respective și ceva de ordin caricatural ca să poți să... Adică de-aia spuneai la un dat că pe Tăricianu nu poți să-l imiți. Tăricianu e un tip care vorbește normal, ei, da. Care, adică nu are o marca lui, felul de a... Nu are gestică, nu are, nu știu ce, un anumit fel de a se exprima. Mi-am pus întrebarea asta și mi-au mai adresat și alții întrebarea asta. Nu știu exact de unde vine. Cred, vorbind cu tine acum, mă gândesc că unul din motive sau din criterii este faptul că personajele pe care le-am prins, ele în sine sunt ușor teatrale. Exact, adică exact. Se oferă foarte mult, exact. Sunt foarte deschise. Exact. Adică un tip care are o gestică, imediat îl prinzi. Da, exact. Sau care au un umor fin. Da. Sau care... sau feltic, cum e Cristoiu, nu? Ticuri de, da, ticuri de sau defecte de vorbire, da, de vorbire. Pe când Tăricianu nu prea are, Tăricianu vorbește așa, liniștit, așezat, nu dă din mâini, nu are niște grimase. El are un firesc așa și un... Da, nu dă din mâini, e profilul, unul din puținii care au profilul politicianului care are grijă să nu facă greșeli. Sobru, așa, da, cumva. Sobru, firesc, de treabă, aparent, e greu să-l prinzi cu ceva. Da, cu o anumită sobrietate, da, totuși. Adică e o școală și pentru asta. Dar de-aia ăștia, garnitura nouă de politicieni, nu te-ai... Așa, nu te-a, păi, te-ai simțit tentat la Cristina, unii? Care se ia, că ea cam arestat pe toți. Adică... mai sunt câțiva. Dar chiar mă uitam, zic, domne, au ajuns femeile în politică. Majoritatea fac gafă după gafă. Din doamna prim-ministru. O, Doamne. Eu tot timpul am zis, a compromis ideea de primul premier femeie, știi, din păcate. Adică eu nu sunt o feministă de asta, știi? Adică chiar cred că și femeile și bărbații au și calități și defecte și nu știu. Femeile ar fi ok în politică, pentru că după părerea mea sunt mai puțin mai echilibrate și mai puțin stăpânite de orgoliu. De orgoliu. Una atunci, zice, teoretic. Una zice Priștina, alta zice în franceză. Dar ce femei? Depinde de femei. Ce femei ajung în politică? Și din păcate, nu știu, mi-a plăcut Mona Muscă foarte mult, la vremea respectivă. Partidul Național Liberal, dacă nu mă înșel. Da, PNL-ul, da. Da, mi-a plăcut o figură, ca femeie, ca personalitate. Părea ca... o diplomată, da, părea o... Mi-aduc aminte, da. În rest, greu de găsit. Bine, mai sunt dintre cele foarte tinere venite, care unele promit, dar restul cam slăbuț. Așa, pe la televizor te mai uiți? Da, tot timpul. Da?
Și? Ai răbdare? Deci te ții nervii? Da, eu sunt, încă sunt curios, deși n-am mai avut proiecte foarte serioase în televiziune, am avut apariții sporadice. Să sperăm că vor apărea și proiectele importante. Am depus niște proiecte la televiziuni, da? Să sperăm că vor fi alese. Până la urmă e foarte greu, multă lume mă întreabă, dar de ce nu mai ești? Zic, bă, nu știu, nu ține numai de mine. Normal. Ține de piața publicitară, normal. Ține de conducerea televiziunii, ce își propune, ține de anumite măsurători. Bugetele televiziunilor sunt din ce în ce mai reduse, economiile, se fac economii drastice, salariile scad, publicitatea e din ce în ce mai puțin. Dacă mai vine și o criză peste noi, Doamna noi ferește, suntem. Doamna, deși în 2009-2010, când în România era o criză masivă, în televiziune era ok, adică s-a simțit și acolo totuși. Da, s-au dus în jos multe bugete. Încă plăteau publicitare, încă se implicau. Da. Ce spuneam? Am pornit de la asta cu uitatul la televizor, cu proiectele tale. Că mă uit la televizor, așa. Mă uit la televizor, probabil că e de formație profesională, încă studiez. Trebuie să fiu pregătit în cazul în care se leagă da, un proiect, trebuie așa, să fiu pregătit. Nici eu nu scap de microbul ăsta, deși îmi propun să nu prea mă mai uit. Să citesc presa pe net, să înșel, dar nu prea scap de chestia asta cu uitatul la televizor. De fapt, totuși câtă pierdere de vreme, în loc să citim, să nu știu ce, eu citesc din ce în ce mai puțin. Dar ceva mai devreme plecasem de la treaba cu echitația, cu așa, tatăl meu, cu caic, și n-am închis subiectul. Da, avea căluți, 4 sau 5 cai cred că avea. Și țin minte că la un moment dat, unde erai inginer în Dâmbovița, dacă nu mă înșel, unul din cai, fără șa, a venit să bea apă de la fântână. Aveau jgheaburi lângă fântână. Și atunci a fost primul meu contact, altul decât a sta în șaretă. Primul contact mai aproape de cal. Știi că m-a luat și m-a pus fără șa pe spinarea. Așa se pune, ca să te simtă calul, așa se spune. Și vreau să spun că, fără să-l țină de dârlog, de căpăstru, a mers căluțul spre graj cu mine fără să, era rămăsar, fără să facă, să schițeze nimic. Eram speriat de moarte, dar probabil că acolo a fost prima scânteie. Ulterior mă mai suia așa pe cal, dar nu călărie efectivă. Treaba călăria a venit undeva la începutul anilor 90, 92-93, când în cadrul facultății făceam și cursuri de echitație. Da, aveam un profesor, un cascador, Ioan Albu, care... La actorie normal că se face și asta. La actorie. Celebrul la Ioan Albu, da. Ioan Albu și el a cerut facultății în mod special pentru că nu erau incluse, alea trebuia să le plătești separat. Costă ceva. Numai să-l scoți, să-l înșeuiești, să-l duci în manej, trebuie să ai un om care să facă chestia asta. Și el a vorbit la facultate, domne, pe lângă lupte scenice, un actor trebuie să știe să încalece. Mai bine, mai prost... Asta e, trebuie să știe măcar să stea pe cal să dea o replică. Dar ai mai încălecat în ultima vreme? Da. Te mai duci așa pentru tine, pentru plăcerea ta? Pentru plăcerea mea și în diverse colaborări. Și în colaborări. Și în colaborări, da. Am lângă București, sunt... Sunt tot felul, da. Vreo 6 baze. Doar la 2 din ele mă duc, dar sunt baze de echitație. Și călărești bine? Doamne, acum m-am îngreșat. Nu știu păi, era ce legătură are? Păi are legătură, că nu mai pot încăleca același cal. Trebuie să fie unul mai masiv. Unul mai masiv, un semigreu sau un frizian sau, eu știu, un englez cu înălțimea mai mare la graben, da. Eu zic că călăresc destul de bine. Nu e... Da, te-ai apropiat atât de mult de cal încât să simți la un moment dat, că eu știu asta de la bunicul meu, de la tatăl meu, că în relația asta înveți ceva de la el? Ceva? Înveți de la orice cal. Sigur, înveți, se creează o punte ca cea dintre doi oameni când ai calul tău. Când ai calul tău și în fiecare zi te duci și îl scoți, îl cureți, îl speli, îl înșeuezi, îl țesali, dar eu nu mi-am dorit foarte tare chestia asta să am calul meu. De ce? Nu vreau să mă atașez de animale. Pentru că un astfel de atașament te obligă să nu mai pleci nicăieri, să te duci zilnic, pentru că altfel trebuie să plătești să ți-l scoată, să alerge pe acolo, că altfel rupe grajul de pe acolo sau boxa. Normal, da. Și nu vreau să am astfel de dependență. Adică să mă atașez emoțional și material de un animal care nu e un sport ieftin.
Așa. A avea un cal nu este... Nu e la îndemâna oricui. Nu e la îndemâna oricui. Și atunci, sigur, nu vorbim de persoane care stau la țară și de mic copil, părinții aveau 2-3 cai și au teren și poate să-i planteze mâncare pe acolo. Să... Dar pentru cei care au activitate la oraș, e foarte greu să țină un cal, din punctul meu de vedere. Și atunci mă duc, merg la Brașov, caut baze de echitație în jurul Brașovului. Și creez pentru 3-4 zile o relație cu căluțul de acolo. Da, pe care da, da. Sunt niște animale extraordinare. Da, eu mă port frumos cu ei. Și de o frumusețe și de o noblețe. O seara că dacă vorbești cu ei, asta de-a lungul timpului. Când eram mai tânăr, nu eram așa de implicat emoțional. Ăsta e, da. Mă vorbeam un pic, îl mângâiam, încălecam, hai dă-i drumul. Sau la filmare, când... Și acum? Acum vorbești cu ei? Stăm jumătate de oră de vorbă, măcar. Adică dacă am 3-4 ore la dispoziție, o oră este alocată discuției, mergem la pas așa în jurul manejului și stăm de vorbă și povestesc că îl mângâi, el mai nechează așa un pic, mai dă cu boticul în gât aici, mi explică și el ceva. Când am terminat de călărit, tot așa câteva ture de teren la pas, tot așa ne mai povestim. A doua oară mă recunoaște. Eu când intru în graj impostez un pic vocea și simte imediat, îmi răspunde că am ajuns acolo. Da, e o relație... Mie îmi plăcea și mirosul de grajd când eram mică. Îmi plăcea să stau cu ei. Mirosul de grajd curățat. Da, normal. Dar mirosul ăla și de cal și... Și de balotul de lucernă care este în anexă. Și lucerna și da. Când m-a urcat pe cal prima oară, tatăl meu avea 5 ani și tot așa m-a urcat fără așa, a zis să te simtă calul. Da. Și am avut o relație specială. Ideal așa ar trebui să învețe cineva. Fără scări și fără așa. Dar să chiar auzi, comentator sportiv n-a imitat niciodată. Cum comentator sportiv? Da. Deși sportiv, erau, nu știu că erau unii foarte... Hai, un coleg de-al meu l-a imitat Domozină. Pe Ilie Dobre. Ilie Dobre, exact. Ilie Dobre, Ilie da. Dobre, da cu un coleg de-al meu, eu nu am reușit, este coleg cu mine radio și nu m-am permis, zic, doamne, hai să nu... Dar un coleg de-al meu l-a imitat și comentatorul radio de sport, cred că, pe cine am făcut? Uite, nu vine. Știu că am făcut pe cineva, dar nu-mi vine acum. Cred că pe Ioan Ițoaie. Pe tatăl meu l-ai fi putut face, crezi? Avea ceva de care să avea, da, dar nu... Era o voce specială, nu... Adică, cum să zic... Și nu ți-e așa, crezi, vocea? Era o voce aparte. Nu știu dacă mi-ar fi reușit. Păi tocmai vocile aparte, mă gândesc, sunt așa de imitat. Nu era o voce, era o voce bună, nu era o voce... comică sau o voce caricaturală să o poți agăța cu ceva. Era o voce care a făcut istorie, de la Nadia până în coace. Greu de... prin radio de mai jucam cu Domozină și cu... Da, și Ilie Dobre, știu, Ilie Dobre. Da. Dar nu, n-am avut Ioan Ițoaia, parcă, și oamenii da, din fotbal. Da, era o voce... Nazălă și da. Cu timbru... Cum? Nazălă așa și cu da, timbru da, prezent. Exact. Da, așa despre domnul Cristoiu, ce l-ai mai... Domnul Cristoiu e greu de urmărit că treci la televiziune la alta și da. Nu știi pe ce să dai. Acum să supără are tot felul de scenarii, ai văzut, e așa un Sherlock Holmes al presei românești. Da, dar știi ce am observat de-a lungul timpului? Domnul Cristoiu când s-a mutat la o televiziune și discută de un politician, se cam leagă lucrurile, adică ăsta o să revină, domnul ăla revine. Da. Deci are, nu pot să dau acum exemple. Mie e foarte drag, am și lucrat cu dânsul, dar mi se pare ușor cam abracadabrante scenariile dânsului. Dom'le, dar cam anticipează. Uneori le mai nimerește, dar alteori mi se par cam prea așa de, nu știu. Bine, e datoria lui de jurnalist să întoarcă pe toate fețele. Adică, dacă cineva nu s-a gândit că scenariul ăla poate fi veridic, el aruncă în joc și varianta la care nu s-a gândit nimeni. Da. Și în proiectele astea pe care nu-ți cer să dai detalii despre ele, dar tot pe genul ăsta de comedie cu personaje actuale care se regăsesc în sketch-urile voastre sau cum? Da, pentru că eu am zis așa, treaba asta cu sketch comedii, cu personaje imitate din scena politică, bine, nici n-ai cum. Ce poți imita? Trei tronsoane. Politicieni, sportivi sau pițipoance. Cum pițipoancele se imită ele pe ele, deci n-ai cum să le faci mai bine. Câte actrițe ai aduce? N-ai cum să le faci mai... Da, ele obțin umor oricum. Mai opulente adică și mai proaste decât râsul. Obțin râsul oricum. Și n-am cum să... Ce să fac? În sport e o nișă
bun, faci o scenetă, două și cam atât, iar politica ai de dimineața până seara. Asta e, resursa inepuizabilă. Cum să spun, știu că Florin Călinescu a zis odată, ce rost are să te documentezi? Uită-te la televizor. Ce stau să caut personaje? Uită-te ce e aici. E plin. Și ai marfă zeci de ani. Exact, exact. Adică poți trăi 20 forever de ani în chestia asta. Da. Vor veni politicieni de toate felurile de-a lungul timpului. Pleacă alții, vin alții. Da. În fine. Și atunci am ales scena asta pentru că ai de unde, ai subiecte. Mai ales că în zona pe care, în care eu am lucrat, emisiune săptămânală, practic, tu n-ai o săptămână de scris. Ai vreo 3 zile, pentru că a patra trebuie să dea la producție. Pentru că în 2-3 zile trebuie și ea să-și facă lecțiile. Normal. Să știe ce ți-asigură. Decor, costume, prezent. Și atunci, în alea 3-4 zile de scris, tu trebuie să scrii la o emisiune de o oră în jur de 15 secvențe, a câte 3 minute. E, 15 secvențe alea, de unde le scrii? Trebuie să fii 4-5 scenariști bine plătiți, care să urmărească să fie tot care să urmărească asta, dacă n-au documentariștii lor sau nu te ajută televiziunea cu personal și să, eventual să nu mai facă altceva. Păi în 3 zile dacă mai ai și servici, când scrii? Ar veni cam cât 3 secvențe de fiecare pe zi. Da, clar. Deci 3 secvențe pe în alea 3 zile. Dar mă și gândeam, adică e păcat că parcă, nu știu, nu prea, e adevărat că eu stau mai mult pe televiziunile de știri, că deja sunt deformată și nu mai știu exact ce show-uri sunt pe piață, de astea care să facă mișto de politicieni, că e nevoie de așa ceva. Nu mai sunt, nu-i așa? Pentru că exact ce spuneai tu, e marfă din belșug, adică chiar sunt niște personaje acum pe scenă, apoi personaje, unele jalnice, altele, știu eu, simpatice. Uite, mie, de exemplu, Daia mi-e simpatic cu toate gafele lui, mi se pare un personaj simpatic, gafe. Asta ultima a fost gafă, în rest, nu știu, e autentic omul măcar, știi? Mie mi se pare autentic. Da, are un fire scalului. Da, are un fire scalului, așa, când pleacă pe-n țară, se implică. Și, da, sunt și unii, Dumnezeule mare, adică râsul plânsul, așa, știi? Eu asta îți spuneam că am ales tot varianta asta de parodiere, pentru că eu consider în continuare că încă nu e umplută nișa. Clar. Au fost la un moment dat proiecte, erau 3-4 grupuri, la 3-4 televiziuni, făceau în paralel, unele mai bine, unele mai puțin bine, dar exista marfă. Existau proiecte. Eu cred că totuși nu s-au consumat, pentru că, uite, tot apar fel de fel de personaje, cum ai spus și tu. E păcat să n-ai măcar un grup, două, să speculeze și să le ducă undeva în... Da, sunt din ce în ce mai ridicole și caricaturale personajele de pe scena politică. Cineva îmi spunea, domnule, ai intrat într-un sitcom? Zic, aș intra, cu mare drag, care e ăla? Exact, uite, asta sunt altă variantă. Ce păcat că nu se fac sitcom. Eu parcă de un singur sitcom, știu, pe la antenă, nu știu. Nu știu, cred că din cauza bugetelor, nu dau seama ce se întâmplă. Și bugete și foarte puțin scriitori. Stăteam vreo cu cineva și îmi spunea, doamne, pe piața de televiziune, scriitori dedicați de sitcom sau de parodie sau de sketch comedy. Ce păcat! Doamne, cauți cu lumânarea, nu găsești. Mai ales să scrie dedicat. Ce personaje faci? Păi îl fac pe ăla, pe ăla, pe ăla și pe ăla. Ok, mă ocup da, eu de tine. Uite, voi care sunteți talentați la chestia asta, ați putea să și scrieți. Sigur că nu poți să le faci pe amândouă odată, dar tu poți să și scrii. Eu și scriu. Eu am și scris. În toate personajele pe care mi-am făcut, am și scris la ele. Este adevărat. Asta dar sunt foarte puțin că tu scrii, bun, scrii 4-5 sketch-uri pe săptămână, dar îți mai trebuie 2-3 pe lângă tine să... și care sunt ăia, să stea, să le promiți, domne, 2-3 ani de aici încolo, într-o piață în care o televiziune, nu vreau să-i spun numele, angaja 15 episoade într-un sezon și după 2 episoade îi scotea de pe post. Că n-au făcut rating sau ce? Nu că n-au făcut rating, nu le plăcea lor. A, sau le plăcea. Veneau cu diferite măsurători. Sau... Doamne, stai un pic, nu poți să-ți bagi joc de oamenii. Și oricum după 2 episoade nu poți să faci măsurători. Nici după trebuie să treacă un sezon, cel puțin. Măcar un sezon să se așeze. Cel puțin, până se așează, până sigur. Și să se obișnuiască telespectatorii cu programul ăla. Oamenii se duc la mare, cad pe sezonul ăla poate o dată sau de două ori. Nu te localizează. Și în echipa respectivă erau angrenați niște oameni, erau 6-7 actori care au familii, care au bănci, care au credite, 4-5 scenariști, acolo era un band, un grup de balet. Bun, să spui că bandul și grupul de balet își mai găsesc prin alte părți. Dar actoria care apare în față și știi foarte bine, ca om de televiziune, dacă ai apărut și ai pierdut trenul, ai refuzat altă televiziune și te-ai dus acolo și după 2 episoade te-a dat afară, păi ce fac, unde te mai duci? Cine te mai ia?
Pentru că tocmai e și rivalitatea asta între și a, n-ai venit la noi, te-ai dus la televiziune. Da, și nu te mai, adică mai nu e deloc ușor pe piața de televiziune. Da. Știu că și eu, de exemplu, eram înjurată când eram la anumită televiziune în ultima vreme, eram înjurată că de ce sunt la televiziunea aia. Și îmi venea să le răspund și pe Facebook, acolo unde se varsă toate, știi. Și venea să răspund, dar veniți noastră, îmi plătiți chiria, îmi plătiți facturile, adică credeți că noi tot timpul avem așa televiziunile înșirate și ne alegem? Adică, hai, merg la voi și după aia, dacă nu-mi convine, mă mut la alții, lucrurile sunt mult mai complicate. Bine, ține iar și ca de, jurnalist ține și de ce... sau asta, da, trebuie să lucrezi într-o televiziune, sigur, nu? Asta sigur. E. Și... Bine, ține și de ce faci acolo și de ce spui. Și răspunzi de ce faci tu până la sigur, urmă, individual. nu de ce face tot postul și toți realizatorii. Mi se pare o prostie asta, dar oamenii mai au până să înțeleagă chestia asta. Apropo de Facebook, tu cum e posibil, mă, dragul, să n-ai Facebook? Am avut, l-am Te l-am admir închis. Pentru asta, că și da, eu aș vrea închis. Să-mi permit luxul ăsta. Eu l-am făcut inițial pentru a avea contact cu diverse grupuri. Colegi de facultate, colegi de școală generală, colegi de... Am fost într-un club de off-road, unde mi-am făcut foarte mulți prieteni în afara clubului. Da, te-ai apucat de off-road? Acum asta câțiva ani e... în urmă. Tare. Nu prea mai mă duc acum, doar în plimbările așa. Dar au fost ani în care am participat la competiții naționale. Ah, ce mișto. Chiar am luat și un loc întâi, două locuri întâi, la Iași și la Mureș, Târgu Mureș. Și vă dădeați pe teren de ăsta accidentat, da, pe hârtoape, așa, prin pădure. Da. Cei drept la clasa standard, clasa mică. Păi, na, erai și tu la început, nu ai apucat să... Și da, păduri, cam 5-6 ore dura o zi de concurs. Adică plecai undeva la 9:30 dimineața, și la un 15-16 așa ajunge la finish. Dar mai sunt pune de ceva mașinile după o cursă, de asta nu trebuie săraca băgată. Depinde la cât, în spital cum ar veni cât săraca. Câte grea e talpa. Dacă talpa e grea pe accelerație, riși să... Poți să o faci praf, săraca. Să ai pretenții mai mari decât la ce... Și depinde cât e de pregătită. Și ce mașine. Mm-hmm, că sunt, sunt branduri și branduri de mașini. Unele sunt mai rezistente, altele mai puțin rezistente. Depinde cum o pregătești. Ai scut, n-ai scut. Trece prin apă, nu trece prin apă, ai troliu, că dacă n-ai troliu în pădure și ai rămas împădmonit pe undeva... Care ți s-a părut între personajele astea? Poate reușim să mai băgăm și altele. Ăsta dacă... de la început? Nu, mai numai, schimbați. Da, poate reușim să mai schimbăm. Da, da. Îi rog pe colegii mei din regia. De la început e asta? Da, din păcate nu știu ce s-a întâmplat, dar... Ha? Nu sunt cu, zice că sunt cu drepturi de la TVR, nu putem. Nu, dacă sunt pe YouTube... Dacă sunt pe YouTube, se pot folosi. Dacă sunt luate de pe YouTube, nu e nicio treabă. Deci dacă sunt luate de pe YouTube, nu sunt alea pe care le-ai dat tu, link-urile, nu sunt de pe YouTube? Am dat niște link-uri, da. De alea pe YouTube. De pe YouTube nu avem nicio treabă, le putem folosi. Hai să mai schimbăm puțin, că e păcat. A existat însă așa, nu știu, dintre personajele astea, unul pe care să simți că l-ai prins cel mai bine sau care, să, nu știu... Să te simți tu cel mai așa în largul tău. Nu, eu cu toate mai, eu am avut un principiu. Mai multe. Știu că n-ai avut unul preferat sau ce asta, da. Pe care să-l simți. Erau personaje care meșeau și personaje care nu meșeau. Nu exista că mai bine sau mai rău. Ce, unde se diferenția era la un personaj îi dădea mai multe calități. La altul mai puțin, adică la unul avea 10 calități și părea mai bun și mai complet, altul avea 3-4 și atunci părea mai sărăcăcios, mai... Dar și ăla cu 3-4 era ok, adică mi se spunea că, bă, îl face ok. Dar eu acum când am văzut la Smart FM, la Liliana Oșca, mi-am adus aminte că nu mai ține aminte că tu l-ai imitat și pe Năstase, care sigur că avea felul lui de a vorbi, dar totuși, cum de exemplu, ai putea să... domnule Năstase, ați putea să-mi spuneți ce credeți despre situația în care se află Partidul Social Democrat acum? Situația este gravă în ceea ce privește partidul. Cred că nu mai sunt bărbați. Din ce adică, vedem... domnul Dragnea, vreți să spuneți că nu este bărbat? Vorbeam de femeile din partid. Vedeți ce gafe fac. Doamna, mă voi reîntoarce în politică, chiar dacă statul paralel îmi dă voie. Și vom discuta chestiuni legate de creșterea economică, aspecte privind Uniunea Europeană. Astfel de chestiuni trebuie să dezbătute, nu de Priștina și de Budapesta. Da. Mamă, ce foarte bine ochiul îmi place. Da, dacă da, se enerva, avea așa, făcea. Da. Chestiuni legate și dacă îmi dați voie... Dragnea, cred că e greu de făcut, că nu... Întrebați-l pe domnul Boc despre chestiunile astea. Da. Relație tot timpul cu domnul Boc. Da. Orice era da, greu... Dar uite, pe Dragnea nu o să poți să-l faci, Dragoș. Pe Dragnea? Da. Da. Bine. Găsim un coleg. Facem un pariu, nu știu. Găsim un coleg care îl face bine și gata. Găsim un coleg, da. Nu e. Dar nu, știi, omul nu are nimic așa, știi? Da, nu e obligatoriu să-i fac eu pe toți. Da, normal. Și în proiectele pe care... Nu, gândeam că e greu de imitat, da. Nu știi? În proiectele pe care mi le-am propus, nu sunt singur.
Sunt alături, dacă vor veni acei colegi și vor fi liberi. Și aveți și femei, sper, și doamna Veorica trebuie să aibă, parte de atenția necesară, doamna Veorica. Nu facem travestiuri, aducem femei, nu? Da? Va avea parte și Olguța. De un tratament egal. Sunt tot felul de personaje feminine pregnante, care nu trebuie neglijate. Bine, sunt și personaje, nu? Uite, asta cu personajele. Eu realizez de 2 ani la Radio România, la Antena Satelor. Așa. O emisiune sâmbătă de la 18 la 19. Bine, va fi până în toamnă, că din toamnă intră altceva în grilă. Dar 2 ani am făcut emisiunea asta singur. Se cheamă Gura Satului. De sâmbătă de la 18 la 19. Și unde am, interpretez între 10 și 12 personaje non-politice. Așa mi-am propus. Să nu... Ce vorbesc ei acolo, sătenii, la birt și nu numai, da. De exemplu, am umor... E adevărat că... Dar de mine, exemplu, zi ceva, zi două, trei. E adevărat că personajele astea sunt inspirate, eu nu le spun pe nume, ele sunt inspirate din personalități publice. De exemplu, am un primar, primarul de la Gura Satului, care are o voce care duce ușor către Țânțăreanu. Aha, către Cristian Țânțăreanu. Da, da, da. Adică e unde stă, domne, așa. Domne, v-am adunat aici de la săteni să facem o zi a satului, domne. Adică vă dau șpriț de băut, mâncare gratis, babă Safto, nu te mai pieptăna că tot aia e. Domne, vreau să... Și gagici, gagici, trebuie să zici ceva de gagici, că Țânțăreanu... Da, el era cu... Bine, dacă n-am vrut să fac trimiterea directă către... Da. Vă dau și gagici. Am un, e un moldovean care vorbește în genul lui Pinalti, Gheorghe Ștefă, unul de ăsta care e așa... tot timpul ne mulțumim și măi, Ioan, măi, Gheorghe, zi, mă, ce păgătești acolo pe ăștia la gard, unul peste gard, știi cum, e și la țară, bârfa satului. Măi, Gheorghe, ce găte, dar ce vrei, mă, Ioan, e, mă, toată ziua vin să mă trebuie ce, bă, niște tocană de gulaș. Da, ai făcut-o din mult? Azi dimineața o las să se răcească. Nu știam ce câinile murdar de bulion pe la gură. Bă, tu l-ai, doamne, m-am mâncat câinele gulaș, mă. Mai am o babă pe care e singurul personaj feminin. Baba, faci, da, faci și personaj feminin. Un personaj feminin, baba Safta. Așa. Domnul primar, mie să-mi spui foarte clar de ce mai dat ajutorul social. Eu sunt femeie nietate, am 80 de ani, beau țuică și mie să-mi dai ajutorul social. Gata, babă Safta, du-te de aici, lasă-ne, du-te de aici. Da. Mai am un... Păi te trebuie să o faci și pe Veorica atunci, nu acum, dar trebuie să te pregătești. Te rog frumos, nu cu se Vasilica poate. Veorica. Da. Veorica Vasilica. Uite, în spate. Asta e o secvență... A, uite că avem secvențe cu noi. Cu Nanelu Iliescu și cu Nina în pat și vine Victoraș Ponta. Ah, Victoraș, da. Victoraș Ponta, că nu putea să doarmă singur. Și vine să se bage și el între ei acolo, că e frică. Și ăștia îl primesc. Tovarășe Nina, dă-te un pic mai încolo, lasă-l pe tovarășul Victoraș. Tovarășe Nina. Da, Victoraș, tovarășe Nina. Vai. Chiar îi spun la un moment dat, Nino, mai ții minte cum ne-am cunoscut noi? Era o salvare pe stradă, deci făcea Nino, Nino, Nino. Și-a întors capul. Vai, Dumnezeu. Da, aici era mai slăbă. Da. Auzi, dar te pe cine mai... Da. Pe Ceaușescu? Cum că erai mic? Cum de l-ai prins și pe Ceaușescu? Ceaușescu? Cu Ceaușescu? Că cu Ceaușescu ai început, așa te-au remarcat cu Ceaușescu, fii atent, familia, tatăl tău, prietenii, nu? Prima dată l-am imitat pe Ceaușescu în casă, au râs ai mei, s-au tăvărit pe jos și a doua oară l-am imitat în piața universității mea după Revoluție. Când mergeam pe străzi, strigam ole, ole, Ceaușescu numai. Și când a început în 24 aprilie 90 piața universității, până în 26 când a intrat poliția la rondă acolo, în fine, târziu când s-a deschis balconul, a mai venit cineva de limitat pe Ceaușescu, dar până se deschide balconul, îl făceam pe Ceaușescu pe acolo, pe jos și pe Iliescu. Și după aceea l-am imitat pe Ceaușescu în armată. În 1991 aveam... Capitanul Brancu, știu. Da, da, ai prins, ai ascultat acum. Da, m-am documentat. Brancu și mai era un capitan, în scapă numele acum, de la artilerie, parcă era, sau de la tank. Eu am făcut armata într-un regiment unde erau toate armele. Eu am făcut la infanterie, dar era și artilerie, tancuri, transmisiuni. Da, că tu ai vrut, ai așa o nostalgie, vrei să te faci militar și ai eșuat în actorie, nu? Am vrut să devin militar, dar nu s-a putut. Asta este. Auzi, da. Iar nu știam pe că, și tot la Smart FM am auzit, deci trebuie să-mi dea tu că ceva, că prea am... Nu știu, da, să-ți dea cotă parte, FM, domnul Tucă. Trebuie să-mi dea cotă parte, măi, Marius, fii atent. Așa, că tot el în vacanță acum. Și pe Dinescu limitai și nu chiar nu știam pe Dinescu. Dinescu, dar hai zi-mi, hai că o ai în telefon, poezia aia pe care ai transformat. Unde e? Păi du-te și du-te... A, nu, stai, ești cu... Ne ajutați, colegi?
Nu, ca uite, să acum nu, e că pe noi tine suntem cablați. Duc, noi da? Suntem cablați. A? Trebuie să trec prin fața camerei? A, așa. Da. A, da. Că mai avem, câte minute mai avem? 5 minute. 5 minute doar? Să încheiem cu asta. A trecut și repede. Cu ce mai vrei tu. Da, ai văzut? Ți-am zis că trec repede 45 da. De minute. Asta da, explică care-i treaba cu ea. Bine, cu domnul Dinescu e treaba mai veche. Mi-a plăcut așa, când gătește-l pe la cetate, pe acolo, zang. Pune, ai văzut că atunci când gătește la lacrimi și stin și la cetate, starce portocale în toate chestiile alea. Băi, deci are un fix așa, face porcoalune, zang, o portocală. Da. Și asta am făcut... Super personaj. Da, se cheamă Sunt tânăr, doamnă. Este așa, poezia domnului celebra, Dinescu. Da. Da. Este poezia domnului Dinescu, scrisă până 71... E, și am, în tinerețile i-am schimbat, lui revoluționare. Da, i-am schimbat versurile și versurile sunt legate toate numai de mâncare. Pentru că el asta face. Gătește. Sunt tânăr, doamnă, vinul mă știe pe de rost și ochiul sclav în care pastrama făcută în sânge, cum aș putea întoarce zilele de post când carnea mi-nflorește și doar saliva curge? Sunt tânăr, doamnă, sunt tânăr, carașii am prăjit destul și ai să vezi cum fac un borș din somnul cât un zimbru, doar crapi visez și dacă i-aș mânca sătul, tot aș mai vrea 3 păstrăvi, curcubeu sau tigru. Sunt tânăr, doamnă, ca un berbec cu spatele frumos și vreau drept hrană lapte, mămăligă și omletă, 3 mici muștari, cotlete de berbec cu os și să dezmin tocana pierdut în piruetă. Sunt tânăr, doamnă, sunt tânăr. Aripioarele când vin, văd pulpele de pui și îmi tremură genunchii. Pun mâna pe stacană și mă îmbăt cu vin și repede invit la masă mătușile și unchii. Sunt tânăr, doamnă, tânăr. De aceea nu te cred când îmi șoptesc să-mi bag în saramură iara. Știu că-i fierbinte, așa că n-o să mă repet și spunem poftă bună în loc de bună seara. Sunt tânăr, doamnă. Dar tu începi să... și semeni cu personajele astea, știi că... Mai trebuie strungăreață aici. Da, exact, da, exact. Care strungăreață, exact, da. Cum are el și mișcarea gurii și grima să... Eu n-am văzut om să gătească cu ata... Îți vine să... Da, salivezi numai când te uiți ce face acolo. Exact, ți se face... Da, el e boem, așa e... E un personaj, e un personaj foarte ca lumea, și un poet foarte, foarte mișto, da, da, și, da. Și un om care a avut, cum se spune, sânge în instalație pe vremea, da, lui Ceaușescu, e, care a ceva, da, chiar a făcut, ce, da, că a făcut ceva. Nu, nu, da, nu, dar știi bine cum el a fost... Fraților, a... am învins! Așa, așa, așa. Fraților, am învins! Și Caramitru, Mircea, fă-te că lucrezi. Da, da, da. Și da, 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 Iliescu, la, tot cum? Acolo, în Studio 4, Iliescu, ți-l aduce aminte? Studio 4? Stimați concetățeni, vă invităm să veniți la televiziune. Acești teroriști, da, teroriștii trag în noi. Și după aia, personalității, mulțumim pe această căle minerilor care au dat dovadă de o altă conștiință civică, dar mai ales muncitoresc. Reprezentanții guvernului care se află în spate eșalonat, sunt acolo și reprezentanții Ministerului de Interne care vă vor conduce către gara de onor pentru a nu perturba traficul rutier. Dar cea mai tare, și închid cu Iliescu, a fost în ultimul mandat 2004. Și cu sinergia faptelor aia, 2004, am acordat spațiu aerian NATO, avionul NATO. Și au trecut pe deasupra noastră și un ziarist se duce cu o întrebare punctuală. Pentru că se bănuia că am dat la avioanele militare către, da, ruși, da, da, drumul. Și se duc la Nenelu și zic, domnule, întrebare punctuală. Domnule președinte, de la acutare suntem, ce tipuri de avioane au survolat spațiul aerian în României? La care politician? Fii atent. În primul rând că a fost vorba de un survol. A fost vorba de avioane de tip comercial care au transportat medicamente, avioane de tip comercial care au transportat ajutoare umanitare și alte tipuri de avioane. Se întoarce și pleacă. I-a răspuns. Da, genial. Nu știu, eu acum, da, știi, trăiam momentele când îi luam interviuri, așa, știi, și exact stilul ăsta. Dușor, mă, ce vrei să mă întreb? Asta-i ceva. Da. Păi trebuie să... Uite, te întorci, măi, dacă e marfă multă, da, marfa asta stă așa, da, nesatirizată, ne întoarce, și noi, da, ne râși. Îți dai seama că ești nevorbit, eu sunt nevorbit. Tu ești nevorbit și noi suntem, să... nu mai avem motive să râdem, voi adică ne râși. Da, ne râși, exact. Ne râși. Trebuie să ne mai râdem și noi. Da. Să sperăm că în toamnă vom debuta în forță cu o echipă care va spulbera totul. Mai vii la noi pe aici, dacă... Cum să nu? De câte poate ai vreun contract de la de exclusivitate. Nu, să vă aranjez în așa fel încât să nu... Măcar online să te las. Spre, da, domne, online, lăsați-mă. O să fac în așa fel încât să n-am clauzele astea ciudate. 30 de secunde, stare tale. Zi tu ce vrei. 30 de secunde? Mm-hmm. Ce să zic? Mulțumesc de invitație. Cu drag și eu mulțumesc. Sper să ne revedem și cu altă ocazie.
românii să fie tare, să fie tari. Să fie, lasă România să fie tare, românii să fie tari. Trecem și peste greutăți. Trecem, nu? Vom râde, că asta ne-a mai rămas. Circ avem, pâine ne mai trebuie. Și să ne revedem cu bine. Și să râdem în continuare, singura râdem, soluție, asta nu? Foarte important. Asta e, ca să rezistăm. Așa este. Mulțumesc, Dragoș. Baftă. Baftă și ne revedem, cu să siguranță. Cele bune. Baftă și vouă, să aveți un weekend frumos și ne revedem vineri aici la Canal 33 la interviuri neconvenționale cu drag.